Avem astăzi alături de noi, de cei din Neamț, prezenți prin președintele Mugur Cosmanciuc, prin senatorul Eugen Țapu, prin primarul Lucian Micu și subsemnatul, pe domnul eurodeputat Sivrid Mureșan, care a avut o întrevedere pe mai multe segmente astăzi, și cu tinerii și cu activul de partid, și sigur am dorit să aibă o întrevedere și cu dumneavoastră presa, așa încât cred că e foarte bine după activitățile de astăzi și apoi să răspundă și la întrebările dumneavoastră. Îi voi da cuvântul domnului președinte Mugur Cosmanciuc să vă adreseze și domnia sa salutul și apoi pe parcurs ne pliem pe conferința de presă așa cum simțiți și dumneavoastră. Dar afară de salut, nu vă spun decât că cred că este corect, normal să vorbească domnul Mureșan. El este venit aici în județ. Restul, orice discuție la sfârșit, dacă sunt mai bine așa. Pentru că, în afară de faptul că este ora avansată și dumnealui trebuie să ajungă la București, mesajele politice, oricând le putem pune la dispoziție și noi local, ca să nu încărcăm foarte mult în timp conferința de presă. Domnul europarlamentar. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc mult domnului președinte al filialei județene Cosmanciuc, domnului președinte la nivel de municipiul Leoreanu, pentru invitația de a fi astăzi la Roman. Sâmbătă am fost din nou în județul Neamț, am fost la Piatra Neamț, la Târgu Neamț, am fost la Tămășeni și la Cordun, aici în apropiere de Roman. Astăzi am revenit, fiindcă județele din Moldova au o importanță deosebită pentru mine în această campanie electorală și în următorul mandat în Parlamentul European. Astăzi am avut o întâlnire lungă cu tinerii de la liceele din Roman la bibliotecă, după care ne-am întâlnit cu colegi din Partidul Național Liberal, dar și cu simpatizanții ai partidului, oameni din afara partidului, societate civilă, pentru a discuta despre importanța alegerilor europarlamentare. Încep pe scurt cu întâlnirea pe care am avut-o cu tinerii. La întâlnirea pe care am avut-o cu tinerii am discutat despre proiectele europene în folosul tinerilor, despre burse pentru tineri studenți, despre programe de voluntariat și o atenție deosebită a strânit în rândul tinerilor programul pe care l-am lansat în anul 2018, an în care eu am fost negociator șef din partea întregului Parlament European, din partea Parlamentului European pentru întreg bugetul Uniunii Europene, și am spus că vreau să prioritizez programele pentru tineret și am lansat un program prin care fiecare tânăr european poate primi gratuit de la Uniunea Europeană un bilet de tren cu care să călătorească gratuit și nelimitat 30 de zile în toată Uniunea Europeană. Acest proiect a început în anul 2018 și în vara anului 2018 deja peste 1100 de tineri români au beneficiat de acest proiect. El este extins de la an la an. Anul acesta vor fi 1500 de locuri pentru tineri români și acest proiect a strânit un interes foarte mare în rândul tinerilor. La întâlnirea cu membrii și simpatizanții Partidului Național Liberal am discutat despre importanța alegerilor europarlamentare. Am discutat despre miza europeană și miza națională a alegerilor europarlamentare. Am spus colegilor că Parlamentul European, imediat după alegeri, va lua decizii cu impact asupra vieții fiecărui român. În primul rând, câte fonduri europene și în ce condiții vor veni în România în perioada 2021-2027 este una din deciziile pe care Parlamentul European le va lua imediat după alegeri. Câți bani vor veni pentru anvelopări de blocuri? Cât va fi subvenția la hectar pentru fermieri, câți bani vor veni pentru reabilitări de drumuri, pentru construcția de autostrăzi, de căi ferate de mare viteză, pentru spitale regionale, pentru rețele de electricitate sau de gaze în satele și comunele țării. Despre aceste lucruri am discutat cu oamenii, le-am explicat miza alegerilor și le-am explicat că Partidul Național Liberal se va bate pentru fonduri europene și că vom propune după alegerile europarlamentare un set unic de norme și reguli pentru absorpția de fonduri europene, aceleași reguli valabile în toate țările Uniunii Europene. Să încetăm cu absorpția așa cum a fost până acum, un strat gros de birocrație de la Bruxelles și un strat gros de birocrație de la nivel național. În viitor să existe aceleași reguli, mult simplificate pentru toate țările Uniunii Europene.
Câte fonduri europene și în ce condiții vor veni în România în următorii ani? Aceasta va fi una din deciziile importante pe care Parlamentul European le va lua. Am spus de asemenea la această întâlnire că Partidul Național Liberal este în momentul de față singurul partid care poate obține ceva pentru România la nivel european. Suntem un partid pro-european, credibil, apreciat la nivel european. Când cerem ceva pentru România la nivel european, obținem. Un exemplu concret și pe înțelesul tuturor este anul trecut când a izbucnit pesta porcină africană. Am mers în Parlamentul European și am cerut fonduri europene pentru fermierii români afectați. În doar o săptămână am obținut sprijinul principalei familii politice la nivel european a Partidului Popular European. Este familia politică în care Partidul Național Liberal este membru și apoi am creat majoritate în Parlamentul European și acești bani au fost alocați României. Deci noi când cerem ceva pentru România, obținem. La colțul opus avem două partide și vreau să fiu foarte clar, Partidul Social Democrat și ALDE, care sunt izolate în Europa. Aceste două partide nu pot obține nimic pentru România în Europa. Spun acest lucru de 6 luni de zile și chiar în aceste 2 săptămâni au venit confirmările. Astăzi, Partidul Socialiștilor Europeni a spus cu subiect și predicat că va lua în discuție excluderea PSD-ului din Socialiștii Europeni în luna iunie, iar liderul ALDE la nivel european, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, a spus săptămâna trecută același lucru privința partidului domnului Tăriceanu. Se ia în discuție excluderea acestor două partide din familiile lor politice la nivel european. Indiferent dacă vor fi excluși sau nu, faptul că sunt luați în discuție pentru excludere înseamnă deja că nu mai au nicio influență la nivel european. Am discutat cu colegii în cadrul adunării generale a Partidului Național Roman și despre miza pe care aceste alegeri o au pentru noi ca partid. Și despre faptul că obiectivul nostru final este să dăm țării un guvern mai bun decât orice poate produce PSD-ul sau Liviu Dragnea în acest moment. Iar pentru a da țării un guvern mai bun, avem nevoie de câștigarea următoarelor 4 rânduri de alegeri. Fiindcă degeaba trimiți în Parlamentul European europarlamentari foarte buni care obțin fonduri pentru România, dacă ai un guvern care nu e capabil să absorbe fondurile. Și de aceea avem nevoie de bună guvernare la fiecare nivel, bună reprezentare a țării în Europa, un guvern bun la București, primari și președinți de consilii județene competenți. Obiectivul nostru final este să dăm țării un alt guvern și pentru a ne atinge acest obiectiv trebuie să începem cu dreptul seria celor 4 rânduri de alegeri. Trebuie să începem cu dreptul și anume cu o victorie la alegerile europarlamentare. Acesta este obiectivul nostru ca partid. Credem că asta va întări și șansele președintelui Iohannis de a câștiga cel de-al doilea mandat. Va da o șansă în plus partidului nostru la alegerile locale și apoi și la alegerile parlamentare. În încheiere vă mai spun doar 2 lucruri. 1. Despre fonduri europene. Toate fondurile europene care sunt absorbite în momentul de față în România sunt absorbite de primari și președinți de consilii județene gospodari, așa cum este primarul de la Roman, așa cum este primarul de la Piatra Neamț, marea lor majoritate primari și președinți de consilii județene, membri ai Partidului Național Liberal. Ilie Bolojan la Oradea, Emil Boc la Cluj, Mircea Hava la Alba Iulia, Gheorghe Falcă la Arad, Nicolae Robu la Timișoara, Scripcaru la Brașov, președinții de consilii județene, George Flutur la Suceava. Uitați-vă diferența între Spitalul Județean Suceava în subordinea unui președinte de Consiliu Județean Liberal și Spitalul Județean Neamț în subordinea unui președinte de Consiliu Județean care nu este liberal. Este ca de la cer la pământ. În cel mai recent clasament al spitalelor județene, Spitalul Județean din Suceava este pe locul întâi, fiindcă de 10 ani de zile acolo se investesc fonduri proprii și fonduri europene în modernizarea spitalului. Deci, cu subiect și predicat vă spun, toate fondurile europene care sunt absorbite în momentul de față de România sunt absorbite de, la nivel de primari și președinți de consilii județene. Guvernele PSD-ALDE, după câștigarea alegerilor parlamentare, nu au depus spre finanțare nici măcar un singur mare proiect de infrastructură pe fonduri europene.
România are alocate 10,8 miliarde de euro pentru mari proiecte de infrastructură în perioada 2014-2020. 10,8 miliarde de euro. Au trecut 5 ani jumate din 7 și România a absorbit doar 1,7 miliarde de euro la nivelul guvernului. Doar 16% din această categorie atât de importantă, guvernele PSD-ALDE ne-au dus la coada Europei aici. Toate fondurile care se absorb sunt absorbite de președinți de consilii județene și primari gospodari. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun este autostrada Unirii. Am spus-o și la întâlnirea cu colegii și am spus-o și sâmbătă la Piatra Neamț, la Târgu Neamț și la Cordun și la Tămășeni. Autostrada Unirii este importantă pentru Moldova, dar este la fel de importantă și pentru restul țării. Eu sunt deloc din Hunedoara. Și am fost în vizită în multe întreprinderi, atât în Transilvania, cât și în sudul țării, unde mi s-a spus cu subiect și predicat, vrem să ne extindem activitatea, nu găsim forțe de muncă aici. În momentul în care autostrada Unirii e construită, ne vom extinde activitatea spre Moldova, vom crea locuri de muncă, vom da de lucru oamenilor care sunt în căutarea unui loc de muncă acolo sau oamenilor din județele din Moldova care sunt plecați în străinătate acum. Și de aceea o spun asta și colegii o știu, o spun și la Timișoara, o spun și la Cluj, o spun și la Hunedoara, o spun și la Brașov, nu lăsați Moldova singură cu autostrada Unirii, trebuie cu toții să ne implicăm pentru acest proiect. Există fonduri europene, bani gratis, nerambursabili, pentru autostrada Unirii. Există bani pentru începerea studiului de fezabilitate începând cu acest an. În anii 2019 și 2020 sunt bani pentru studiul de fezabilitate la autostrada Unirii prevăzuți în bugetul Uniunii Europene, iar la 1 ianuarie 2021 vor fi bani prevăzuți efectiv pentru construcție. Există așadar fonduri europene, este doar nevoie de un guvern care să meargă să absorbe acești bani. Mă voi opri aici, dragi colegi, și dumneavoastră vă spun, răspundem cu plăcere întrebărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Sigur. Nu mai este legată de acest întâlnit pe care îl faceți cu... E foarte greu să auzim și că nu are nicio problemă. Acest întâlnit este de sunt neamți și probabil că și în alte județe procedați la fel. Și observăm că și la nivel european există așa o tendință de a implica mai mult tinerii pentru ca ei să vină la vot. Avem this time am vot TV-ul și alte proiecte de acest gen, care sunt niște proiecte macro care se adresează tuturor din Uniunea Europeană. Dar eu, parlamentar, vă întreb, nu credeți că este un pic cam târziu un astfel de demers? Păi, vă spun foarte sincer. Tinerii sunt principalii beneficiari ai procesului de integrare europeană. Tinerii pot călători liber, pot alege unde studiază, pot alege unde vor trăi. Tinerii români de astăzi, tinerii pe care i-am întâlnit astăzi de la liceele din România, vor lucra într-o Europa unită, vor trăi într-o Europa unită și trebuie pregătiți ca atare. Din prima mea zi de mandat am făcut proiecte pentru tineri. Când am fost negociator șef al bugetului Uniunii Europene, am spus de la început, prioritizăm fondurile pentru tineri. Am alocat plus 35 de milioane de euro fonduri pentru tineri fermieri. Am crescut cu 133 de milioane de euro fondurile pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și pentru sprijinirea tinerilor întreprinzători. Peste tot pe unde merg și mă întâlnesc cu tineri, încurajez tinerii să dea drumul la o afacere, spunându-le că riscurile sunt astăzi mai mici decât oricând. Accesul la 500.000 de consumatori europeni e o șansă mare, iar oportunitățile de finanțare sunt mai bune decât oricând. Iar toate statisticile arată, dacă dai drumul la o firmă și eșuezi, șansele să reușești cu a doua sunt și mai mari. În anul în care am fost negociator șef pe bugetul Uniunii Europene, am crescut fondurile pentru burse Erasmus pentru tineri de la 2,0 la 2,3 miliarde de euro. Cu 15% mai multe burse Erasmus pentru tineri. Tinerii au constituit o preocupare constanta mea din prima zi de mandat, deci nici vorbă să fiu uitat de tineri până acum și să mă prezint doar acum. Poate m-am putut înțeles, nu mai vreau la instituțiile da. Acum se concentrează pe tineri în prag de alegeri europarlamentare, dar se concentrează pe tineri și pentru că avem parte de valuri de populism. Da. Și de asta am întrebat că nu este prea târziu, poate că ar fi trebuit da. Aceste valuri de populism. Vă spun, vă răspund și întrebarea e foarte importantă. În luna iunie 2016 a avut loc referendumul pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Tinerii au fost categoria
de vârstă care s-au prezentat cel mai puțin la vot, dar 74% din tineri au votat pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Vârstnicii au votat pentru ieșire. Și acela a fost un moment în care Uniunea Europeană și-a dat seama că neimplicarea tinerilor, acela a fost momentul de declic, poate duce la decizii fundamentale care să fie în dezinteresul tinerilor, fiindcă vârstnicii au hotărât viitorul unei țări în care, asta e realitatea biologică, tinerii vor trăi mai mult decât trăiesc vârstnicii. Și de aceea am și spus tinerilor astăzi, mergeți la vot, n-a fost o întâlnire politică, nu le-am spus ce să voteze, i-am spus mergeți la vot, fiindcă dacă voi alegeți să tăceți, oamenii politici îi vor asculta pe cei care vorbesc, pe cei care merg la vot. Iar dacă la vot merg numai vârstnicii, e firesc ca oamenii politici să se concentreze pe pensii, pe creșterea pensiilor, pe creșterea prin scăderea pensiilor, cum o face PSD-ul și așa mai departe. Dar pentru ca tinerii să obțină ceva de la oamenii politici, e nevoie să fie o voce, e nevoie să exprime și principala formă de exprimare este votul. Tinerii în România, și vă spune unul care doar în ultimele două săptămâni a fost la Constanța, la Bârlad, în Valea Jiului, la Deva, la Timișoara, la Cluj, la Brașov, în județul Neamț de două ori, tinerii peste tot în România sunt pro-europeni. Dar trebuie să-i mobilizăm, să-i aducem la vot, pentru asta trebuie să mergem să-i întâlnim acolo unde sunt ei. Noi astăzi am ales să nu ne întâlnim cu tinerii la sediul de partid, nu i-am invitat la partid, ci am mers noi în rândurile lor. Ne-am întâlnit în bibliotecă, în poate cea mai frumoasă sală din municipiul Roman și nu am făcut politică. Am discutat doar despre Uniunea Europeană și doar despre programe pentru tinere. Deci cred că interesul tinerilor trebuie stârnit și cred că modalitatea de a o face este mergând, întâlnindu-i acolo unde sunt și discutând despre temele care îi preocupă și oferindu-le soluții, evident. Și o altă întrebare. Aș vrea să vorbim un pic despre migrația forței de muncă, pentru că este o temă importantă și a fost, să spunem, principala cauza Brexit-ului, a rezultatului referendumului. Care este viziunea dumneavoastră cu privire la niște modificări legislative la nivel european pentru această... Păi, vă spun foarte clar. Vreau ca niciun cetățean european să nu mai trebuiască să își părăsească zona sa, regiunea sa, din motive financiare. Dacă un student vrea să meargă să studieze un an altundeva în Europa, sau un cercetător, dacă dorește, dintr-un motiv sau altul, să o poată face, și Uniunea Europeană înseamnă mobilitate, libertate, dar să nu mai trebuiască să pleci, să-ți lași copiii aici, și sunt foarte mulți și în județul Hunedoara, de unde vin eu, și aici, în Neamț, în Suceava, în toate județele Moldova, să nu mai trebuiască pentru bani să-ți lași copiii cu vecinii sau cu bunicii acasă și să mergi în alt colț al Europei. Și de aceea va trebui ca din fondurile structurale și de coeziune care vin pentru regiuni, fondurile să fie ghidate în următorii 7 ani de zile, în așa fel încât să prevină migrația economică. În ceea ce privește Brexitul, fiindcă întrebarea dumneavoastră e foarte importantă, acolo a fost multă dezinformare. Populiștii britanici au spus votanților britanici: trebuie să ieșim din Uniunea Europeană ca să nu mai avem migrația românilor și a polonezilor încoace care ne căpușează sistemele sociale. Asta a fost minciuna pe care au spus-o populiștii, dar vă spun următorul lucru. Statisticile, datele oficiale arată că românii contribuie la sistemele sociale din Marea Britanie mai mult decât beneficiază. Fie că este studentul care lucrează part-time la Starbucks, fie că este instalatorul român, bancherul român sau constructorul român. În total, ceea ce românii care muncesc cinstit în Marea Britanie contribuie la sistemele sociale de acolo este mai mult decât beneficiază, decât trag, plus toată contribuția pe care o fac la PIB-ul și la economia acelor țări. Deci a existat o temere bazată pe multe lucruri neadevărate. Și, da, și aici Uniunea Europeană are un rol în combaterea știrilor false, a dezinformării, a propagandei. De aceea anul 2018, anul în care eu am fost raportor general pe tot bugetul Uniunii Europene, a fost anul în care am dat drumul la un proiect pilot la nivel european de 4,9 milioane euro pentru combaterea știrilor false și a dezinformării la nivelul Uniunii Europene. Pe câte locuri dați vizează PNL-ul
Obiectivul nostru este să batem PSD-ul la aceste alegeri europarlamentare. Acesta este obiectivul nostru, pentru asta ne batem un vot în plus față de Partidul Social Democrat și vă spun că în toate colțurile țării unde merg, oamenii îmi spun același lucru, scăpați-ne de ciuma roșie. Principalul nostru competitor în această campanie electorală este Partidul Social Democrat, este actuala guvernare, pe ei vrem să îi batem și vom vedea în seara zilei de 26 mai. Ultimele sondaje pe care le-am văzut sunt încurajatoare. Am fost umăr la umăr cu PSD-ul timp de 3-4 luni de zile la finalul anului trecut și începutul anului acesta, dar acum vedem că reușim să luăm avans. Dar este foarte important să fim mobilizați, să fim activi în toate filialele țării și vă spun că duminica am fost la Brașov în Piața Sfatului, peste 6.000 de oameni, la fel și la Cluj și la Timișoara, la întâlnirile regionale. Văd o atmosferă foarte bună. Așa, și cam câte locuri sperați să obțineți mandat? Așa, mai precis, să vă spunem cât de multe. Cam cât, așa, estimativ. Pot să fac o estimare, dar nu o să mă certați după aceea în prima zi, nu spuneți că a luat cu unul mai mult sau cu unul mai puțin. Deci sondajele ne dau în momentul de față la 27%, asta înseamnă 9-10 mandate de europarlamentari, e ceea ce spun sondajele obiective făcute. Și doar o întrebare este sigur Privitoare la amânarea alegerii procurorului european. Da. După o apreciați ca fiind o decizie bună? Este un meci de fotbal, ne aflăm în minutul 90, scorul este 1-1, ne vedem în prelungiri după alegerile europarlamentare. Decizia a fost inevitabilă deoarece noi, Parlamentul European, am desfășurat o procedură extrem de serioasă. Am avut o audiere publică, care doar în România a fost urmărită pe rețele de socializare și pe televiziune de sute de mii de oameni în acea seară în direct. Și am avut două rânduri de vot în două comisii de specialitate ale Parlamentului European. Vot democratic cu maximă transparență, presa, inclusiv din România, a avut acces, a văzut cum doamna Grapini vrea să fugă cu voturile doamnei Căveși. Deci transparență totală. Rezultatul acestei proceduri în Parlamentul European a fost acela că reprezentantul României este cel mai bine pregătit și a fost candidatul votat pe locul întâi. La fel, un comitet de selecție format din 12 experți internaționali obiectiv a tras aceeași concluzie. În Consiliul Uniunii Europene, statele membre au pus candidatul român pe locul 2 și candidatul francez pe locul 1. Ca urmare, au început negocierile și noi, Parlamentul European, am spus pe durata tuturor acestor negocieri că singurul nostru candidat este candidatul român și nu facem nicio concesie. Nici Consiliul nu a făcut o concesie, de aceea ne aflăm într-o situație de egalitate, este un pat și am decis să renegociem după alegeri. Ce se va întâmpla după alegeri? Poziția Parlamentului European va fi neschimbată, fiindcă trebuie să știți că în Parlamentul European un proces legislativ început înainte de alegeri continuă după alegeri, nu se reia de la zero. Deci poziția Parlamentului European va fi aceeași în apărarea candidatului român. Mă aștept că la nivelul Consiliului să existe flexibilitate, deoarece vă spun acum aici următorul lucru. Prioritățile Guvernului Franței imediat după alegerile europarlamentare vor fi altele. Aceea va fi perioada în care se va negocia un pachet privind multe poziții la nivel înalt, la nivel european. Președinte al Parlamentului European, președinte al Comisiei Europene, președinte al Consiliului European și estimarea mea este că prioritatea Franței nu va fi poziția de procuror șef european, de aceea consider că șansele doamnei Căveșii după alegerile europarlamentare vor fi chiar mai mari. În condițiile în care își rezolvă în țară problemele în care a fost implicată? Până una alta nu este implicată în nicio problemă, adică a pus o secția de intimidare a domnului Tudorel Toader sub control judiciar, iar în alta curte a ridicat acel control judiciar, vă spun cu subiect și predicat, orice atac venit din partea infractorului Liviu Dragnea sau din partea politicienilor din guvernul Dăncilă menit să îi servească infractorului Liviu Dragnea, întărește credibilitatea doamnei Căveșii la nivel european. Când infractorii te atacă, este un semn de bună purtare și este un semn de credibilitate a unui procuror. Credibilitatea guvernului Dăncilă la nivelul european, la nivel european este zero, iar inițiativele lor nu au reușit să afecteze candidatura ei. Până acum nu o vor face nici în continuare. Da,
este tratată România cu o altă măsură decât celelalte țări? Nu. Și nu, vă rog să nu mă referiți în răspunsul dumneavoastră dacă merită sau nu. Vă întreb dacă dumneavoastră percepeți că România e tratată cu o altă măsură. Nu. Vă spun sincer și întrebarea este importantă și cred că merită să ne aplicăm asupra ei. Anul în care eu am negociat bugetul, întreg bugetul Uniunii Europene, am fost primul român negociator șef al întregului buget al Uniunii Europene, 160 de miliarde de euro. Nu mi-a spus nimeni, nici măcar o singură dată, nu ți-am putea lăsa întreg bugetul Uniunii Europene pe mână fiindcă ești român. Nimeni, niciodată. Dacă ești competent, dacă ești harnic, ca român poți obține orice la nivel european. Problema este cu cei care sunt incompetenți și de rea credință, cum sunt politicienii din actualul guvern. Ei sunt obișnuiți să fie tratați ca niște regi în România. Și în Uniunea Europeană, Liviu Dragnea este tratat ca un infractor, fiindcă asta este, iar Viorica Dăncilă este tratată ca o incompetentă, fiindcă asta este. Și atunci, datorită faptului că ei sunt tratați așa cum merită, încearcă să inducă poporului român faptul că suntem un stat membru de categoria a doua, ori nu există acest lucru. Vă spun sincer, eu nu l-am simțit pe pielea mea nici ca cetățean, nici ca membru al Parlamentului European. Olanda are ceva cu noi. Dacă vă referiți și la întrebarea cu Schengen, România merită să fie în spațiul Schengen. Îndeplinim din anul 2011, de când colegul nostru Vasile Blaga a fost ministru de interne, condiții tehnice de aderare la zona Schengen. Motivul pentru care nu suntem în zona Schengen este faptul că nu avem un guvern capabil să convingă fiecare stat membru al Uniunii Europene că merităm să fim în zona Schengen. De la 1 ianuarie 2019, România deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Prioritatea zero a guvernului Dăncilă trebuia să fie aderarea României la spațiul Schengen. Carmen Dan nu a reușit nici măcar să pună o singură dată acest subiect pe agenda miniștrilor de interne. Nici măcar o singură dată. Carmen Dan nu a fost nici măcar o singură dată la Haga sau la Paris sau la Berlin să discute despre aderarea României la zona Schengen. Păi ce vorbim aici? Păi nu e, în primul rând este responsabilitatea guvernului României că nu pune subiectul pe ordinea de zi și că nu reușește să convingă celelalte state. Prim-ministru Dăncilă și ministru Carmen Dan nu au purtat nici măcar o singură discuție serioasă cu un omolog să vadă care sunt motivele și ce trebuie să facem, ce condiții trebuie să îndeplinească politic pentru a intra în zona Schengen, condițiile tehnice le îndeplinim și de aceea guvernul trebuie să facă toate demersurile necesare pentru ca această decizie să fie luată la nivelul ministrilor de interne, dar dacă guvernul nu face nimic, nici nu avem cum să ne așteptăm ca această decizie să fie luată. Primul pas este să se pună subiectul pe agenda, pe ordinea de zi, la 6 reuniuni ale miniștrilor de interne ale Uniunii Europene de la începutul anului, Carmen Dan nu a pus subiectul nici măcar o singură dată pe agenda. Și în final o afirmație. Ați venit recent în PNL. Comentați această afirmație. M-am alăturat Partidului Național Liberal în urmă cu un an de zile, cred, și mă simt foarte bine, m-am simțit foarte bine primit de colegi peste tot, am fost foarte activ în toate zonele țării, mă simt foarte bine primit și altceva nu am ce să comentez. Să știți că a fost o decizie pozitivă legată de PNL, legată de viitorul Partidului Național Liberal, legată de faptul că lucrurile în PNL merg în direcția potrivită, legată de faptul că Partidul Național Liberal este principalul partid pro-european din România, principalul partid de dreapta din România, deci decizia mea nu a avut în primul rând a face cu PMP-ul, a fost o decizie în favoarea Partidului Național Liberal, a fost o decizie pentru consolidarea dreptei în România și pentru a câștiga alături de Partidul Național Liberal toate cele patru rânduri de alegeri care ne așteaptă în următorii doi ani. Mulțumesc! Din numărul celor care au drept de vot în România și în diaspora, unde da. Drept de vot, un mare procent reprezintă, din nefericire, acei indeciși. Adică cineva simpatiza PNL-ul, favorabil PNL, cine simpatizează PSD-ul, votează PSD-ul, din păcate însă există acești indeciși care fie anulează votul, fie nu se prezintă deloc. Dintre ei, ținând cont și de faptul că politica scade într-o bolință de la România și se vede și sondajele arată lucrul ăsta, crește biserica, în schimb. Dintre aceștia, cei mai mulți spun că nu se prezintă la vot, pentru că după 90 încoace nu a fost numai PSD-ul la putere. Și nu s-a schimbat cu nimic. Când a fost PSD-ul, a fost rău. Când nu a fost PSD-ul, nu a fost bine.
Cum comentați treaba asta? PSD-ul a guvernat 23 din ultimii 29 de ani în România. 3 sferturi din perioadă au guvernat România și cea mai mare parte au avut primul ministru. Indiscutabil, au cel mai mare, cea mai mare responsabilitate privind locul în care România se află astăzi. Vă dau așa, unul la mână, doi la mână. PSD-ul vrea să convingă oamenii că toți politicienii sunt la fel, pentru ca PSD-ul să-și scoată propriul electorat la vot, iar restul oamenilor să fie exact așa cum bine spuneți dumneavoastră, indeciși și să rămână acasă. Ori nu toți politicienii sunt la fel. De aceea, în această campanie electorală, noi vom merge între oameni și le vom spune așa, că eu, ca europarlamentar, am reușit să obțin fonduri europene pentru ajutorarea muncitorilor disponibilizați la combinatul de sârmă la Câmpia Turzii, pentru ajutorarea oamenilor afectați de inundații, 2 valuri de inundații în România. Am reușit să obțin creșterea de la 30 la 46 de miliarde de euro a banilor pentru plăți pentru coeziune, plus 600 de milioane de euro pentru agricultori, plus 35 de milioane de euro pentru tineri fermieri. Și la fel și ceilalți europarlamentari ai Partidului Național Liberal au realizări, în timp ce niciunul din europarlamentarii Partidului Social Democrat nu are nici măcar o singură realizare concretă pentru România în ultimii 5 ani de mandat. Viorica Dăncilă a fost 9 ani membru a Parlamentului European, a fost responsabilă pentru o singură inițiativă legislativă care prevedea modificarea unor norme de raportare statistică la niște fonduri la agricultură. Deci că niște date nu se mai trec pe a doua, ci pe a treia coloană, o chestiune cu impact zero pentru poporul român. De aceea, noi în această campanie vom merge alături de parlamentarii noștri, alături de primari, de consilieri, alături de membrii Partidului Național Liberal, să spunem oamenilor că nu toți politicienii sunt la fel. Și vă mai dau, legat de responsabilitatea și legat de cum au arătat guvernările liberale față de guvernarea PSD, o singură cifră. Toți kilometrii de autostradă care s-au dat în funcțiune în România în ultimii ani au fost începuți, lucrări începute, licitații făcute de ministrii ai transporturilor aparținând Partidului Național Liberal. De când PSD-ALDE sunt la guvernare, după cum v-am spus, de la 1 ianuarie 2017, nu au început nici măcar un singur mare proiect de infrastructură pe fonduri europene. Autostrada Unirii, zero. Autostrada Brașov-Comarnic, zero. Podul peste Dunăre la Brăila, nimic. Extinderea în regim de autostrada a șoselei de centură a municipiului București, nimic. Spitale regionale, nimic. Toți kilometrii de autostradă care s-au făcut în ultimii ani au fost pe lucrări inițiate, începute de Partidul Național Liberal. Deci de aceea e foarte important să nu ne lăsăm cuprinși de acest șablon pe care PSD-ul încearcă să ne spună și să vorbim, să spunem oamenilor lucruri concrete și adevărul. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Ați vorbit foarte frumos de celelalte zone ale României, dar mă duc la știți și că asta e o zonă mai specială. De 29 de ani, care au promis și au spus, vom face. Dumneavoastră, Condreas, că trebuie un mesaj special pentru zona Moldovei față de celelalte regiuni ale țării, pentru că oamenii din zona Moldovei sunt speciali, pentru că au fost mințiți atâta timp și cred că ar trebui un astfel de mesaj electoral pentru a atinge din nou sufletul lor și a-i scoate la vot. Toți au spus, votați-mă pentru că voi face, dar au uitat după. Aveți dreptate și de aceea noi vom fi corecți cu oamenii și în această campanie și nu vom promite în campania pentru europarlamentare lucruri care nu țin de Parlamentul European. Europarlamentarii Partidului Național Liberal se vor bate pentru mai multe fonduri europene, inclusiv pentru proiecte de infrastructură spre Moldova. Asta putem noi promite, dar vom fi și corecți și le vom spune oamenilor și am spus-o și astăzi următorul lucru. Europarlamentarii pot obține fonduri, dar pentru ca banul să ajungă aici, pentru ca proiectul să fie făcut, ai nevoie fie de un președinte de Consiliu Județean sau de un primar competent, cum avem aici la Roman, fie pentru proiectele, pentru comunitățile locale, fie de un guvern care să vrea să absorbă fonduri europene, fiindcă degeaba europarlamentarii îți acordă bani pentru Autostrada Unirii dacă guvernul nu e capabil să facă un proiect, să-l depună și să înceapă lucrările. Deci nu ne veți vedea populiști în această campanie, ne veți vedea spunând oamenilor doar ceea ce știm că europarlamentarii pot obține, dar ne veți vedea și spunând oamenilor că pentru a face toate aceste lucruri e nevoie și de guvernare bună la nivel național. Poftiți! Nu, de zis fără. Spuneam cu domnii care nu sunt europarlamentari, adică ceilalți. Dar poate vroia să mai pună o întrebare tot pentru Sigrid? Da, spuneți! Așa, e legat tot de absorbția în zona fondurilor europene, nu, guvernul PSD nu vrea, primarul
ședințele Consiliului Județean în vot. Credeți că, bine, poate asta vine pentru mai investiți la noi în țară, nu? Sute împotriva țării, de ce nu vor? Din cauza adică o chestie care ține de incompatibilitate sau mai degrabă de faptul că nu pot să jongleze așa cum nu cu acele fonduri? Pentru că asta trebuie folosite corect. Și obligi de autostrada unei, preferă în parteneriatul public-privat, unde da. Așa decât să ne ia fonduri europene care, da. Care sunt. Vă spun, sunt două componente foarte importante. Unu. Eu sunt din Hunedoara. Avem autostrada construită până la Sibiu. Înainte să avem autostrada, făceam două ore jumate chiar în trafic cu mașina de la Hunedoara la Sibiu. Acum, pe autostradă, faci 50 de minute. Mi se întâmplă des să-mi sun părinții sâmbătă și să-i întreb ce face și să-mi spună suntem la Sibiu, mergem la teatru sau la un festival sau la un eveniment sportiv sau pur și simplu să mergem să bem o cafea. Autostrada înseamnă libertate, înseamnă că oamenii se mișcă, înseamnă că oamenii văd altceva, înseamnă că oamenii sunt puternici, sunt pe propriile lor picioare, pot lua propriile decizii. PSD-ul vrea ca oamenii să fie slabi, săraci, șomeri, asistat social, controlabil, manipulabil din punct de vedere electoral. Și vă spun foarte clar, județul din România cu cei mai mulți asistat social este județul Teleorman. Liviu Dragnea trăiește în casă cu piscină și oamenii trăiesc în blocuri fără încălzire, fără electricitate. Asta e realitatea PSD-istă. Și trebuie să o spunem foarte clar. Deci de aceea o spun cu toată responsabilitatea. PSD-ul nu vrea să construiască autostrada Unirii. PSD-ul vrea ca Moldova să rămână săracă, șantajabilă, controlabilă și roșie. Noi vrem exact pe dos. Noi vrem infrastructură bună, vrem să creăm locuri de muncă, de preferat în sectorul privat, să dăm drumul la investiții, oamenii să fie puternici, liberi, să-și poată decide propriul viitor. Asta e diferența. Unu la mână, doi la mână. Cine știe legea parteneriatului public-privat în România știe că nu s-a făcut niciun mare proiect de investiții pe parteneriat public-privat. Legea e încălcită, nu se poate face. Ei când spun că facem autostrada Unirii în parteneriat public-privat, de fapt spun foarte clar că nu vor să o facă. Parteneriat public-privat înseamnă că jumătate o plătim din taxele și impozitele noastre de la bugetul de stat și jumătate vine un privat cu banii, dar trebuie să și recupereze după aceea. Deci ne taie bilete de fiecare dată când urcăm pe autostradă. Românul să plătească de două ori când de fapt ai fonduri europene gratis la nivel european. Legat de cea de-a doua parte a întrebării dumneavoastră, da, controlul fondurilor europene este mai bun, există un oficiu de luptă antifraudă și tocmai de aceea este importantă și crearea procurorului european, fiindcă trebuie să știți următorul lucru. OLAF-ul, oficiul de luptă antifraudă, face investigația și la momentul la care ajunge la un rezultat, dă dosarul autorităților naționale din țara respectivă. Dacă autoritățile naționale își fac treaba, dosarul ajunge în instanță și e soluționat, cu condamnare sau achitare, după caz. Dacă autoritățile nu își fac treaba, se întâmplă ca dosarele să fie blocate. Ori schimbarea cu noul procuror european este că procurorul european poate merge în instanță. Are mult mai mare putere și merge practic în etapa firească după OLAF. Deci da, controlul la fonduri europene, investigațiile sunt mult mai dure și vor fi se vor concretiza în sentințe, repet, de achitare sau de condamnare, după caz, că nu e rolul nostru ca procuror să ne cine e vinovat și cine nu, se vor concretiza și în sentințe și mai mult după înființarea procurorului european. Mulțumim, Lusic, cred că a acordat timp astăzi romanului, romașcanilor, parte importantă din județul Neamț. Vă urăm o seară plăcută tuturor, sănătate și să ne vedem cu bine, Doamne ajută!